În vreme ce alți politicieni se răsfață în această perioadă cu vacanțe exotice, președintele Consiliului Județean Dâmbovița petrece sărbătorile acasă, alături de familie. Mai mult decât atât, este pregătit și să vină la serviciu dacă apar situații care să impună acest lucru. De Revelion, încă nu știu unde, dar acasă. Sunt de permanență, deci puteți să o dați ca știre. Da. Data de 26 decembrie și data de 31 și 1 decembrie, președintele Consiliului Județean este de permanență. Suntem aici pentru că încercăm să fim aici dacă va fi nevoie. Deocamdată n-a fost nevoie de permanență, dar suntem la domiciliu. Până la Revelion, aleșii județului au de lucru. Marți, 29 decembrie, este programată o ședință extraordinară a Consiliului Județean Dâmbovița, probabil ultima din acest an.